sute de tiruri și taxiuri vor circula joi cu viteză redusă pe principalele artere din Constanța. Transportatorii vor protesta împotriva majorării prețului polițelor RCA. Am mărit exagerat de mult, dar decât două concluzii. Că toate prețurile vor exploda atât la bunuri cât și la servicii, că transportatorii vor fi nevoiți să mărească tarifele și o concluzie de-a noastră, membrii acestui guvern au fost trimiși de la Bruxelles, probabil, să desfințeze și transportul rutier din România, pe care să ne aducă transportatori din alte țări care au taxe, impozite mult mai mici ca la noi. Șoferii spun că au ajuns la capătul puterilor și nu își permit să plătească taxe atât de mari. În iunie 2015, pentru un taximetru, era aproximativ 700 de roni. Adăugând 52%, noi am zis că valoarea maximă acum să fie de 1050 de roni. La noile asigurări. Veți avea surpriza să aflați că s-a ajuns și la valoarea de 8300 de lei. Taximetriștii sunt nemulțumiți și de pierderea bonificației în cazul în care schimbă mașina și nu au niciun accident. Am schimbat mașina, am una mai mică cu motor de 1600 și plătesc mai mult ca anul trecut. E 20 de milioane pe 6 luni. N-am folosit în 25 de ani niciodată asigurarea. N-am lovit pe nimeni, am fost lovit de alții. Accidentul ușor. Și mi se ia bani că parcă am început astăzi să mă apuc de șoferie și de taximetru. Deci nu e posibil așa ceva, să ajung la niște scoruri astronomice. Mașina valorează 4.000 de euro, în 4 ani o cumpăr de la asigurator. Am motor de 2.000 pentru că am mașină bună. 22 de milioane, cea mai mică asigurare pe 6 luni, 1.000 de euro, 1.000 de euro pe an. Și am dat 7.000 pe mașină ca să o plătesc de la, să o cumpăr de la... Și merg cu 5 lei, ofer confort, ofer tot ce trebuie cu curse de 5 lei. Și când mă duc și număr câte sute. Și deja mă face să umblu cu altceva, să strâng banii altfel. Strângem banii altfel. Transportatorii vor protesta pe bulevardul Aurel Vlaicu, bulevardul Tomi, strada Baba Novac, centrul orașului, cu oprire în fața prefecturii. La nivelul întregii țări vor fi în stradă 100.000 de mașini.